În data de 25 mai a avut loc ședința de Consiliu Ordinară, în care unul din punctele de pe ordinea de zi a fost proiectul pentru amenajarea pistelor de biciclete în interiorul orașului. Aprobarea depunerii proiectului amenajare de piste pentru biciclete în orașul Nicolae Mare și a văzut marea investiție propusă. Deci, ideea e, cum am spus și pe comisie, noi am avut un studiu de fezabilitate făcut cu ani în urmă, care am vrut să depunem pe la mediu se finanțau piste de biciclete, am reușit să facem lucrul ăsta. Acum am reușit să facem un studiu de fezabilitate, să depunem aproximativ 42 de kilometri de piste de biciclete din Sinicola. 3 milioane ceva de euro, cred că tot proiectul ăsta. 42 de kilometri, împărțit în două, 21,2, pentru că facem și pe parte pista de biciclete și pe cealaltă parte. În contextul ăsta, sper să reușim cu ajutorul acestui proiect de a obține finanțare, să ne rezolvăm o bună parte din pistele de biciclete din Sinicolau, mai puțin pe străzile care nu sunt foarte circulate, n-am mai făcut acolo, că am zis că acolo, dacă trec 10-15 mașini pe zi, o să ne gândim la o delimitare, de asta am discutat cu Claudiu Dușan, cum au făcut cei din Arad. În Arad au trecut cu un marcaj discontinu la un metru sau cât pe carosabil, iar tu când vii cu mașina, dacă dai de un biciclist, la practic e pe pista lui acolo, trebuie să-l oporești, dai prioritate și-l oporești prin partea mea. Supuneți la vot, Radu, și ultimul punct. Cine este centru? Copilul abține, anunțată, mulțumesc. Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu de a face posibilă o legătură dintre accesul cu bicicleta între Sânicolau Mare și orașele sau satele învecinate.